împreună cu colegul nostru care este candidat din nou la funcția de primar și cred că este un candidat extraordinar de bun pentru Vatra. Aici împreună am reușit să realizăm mai multe obiective, iar domnul primar deja ca și localnic a făcut ca orășelul să arate frumos, amenajat, curat și cu obiective de infrastructură dezvoltate. Iată, mergi și de dragoste să mergi pe, pe drumuri, pe trotuare. Am fost la grădiniță, la stadionul, care în sfârșit am dat mai de mult în exploatare. Și credem că putem face lucruri multe, mari, în continuare, pentru Vatra, împreună. Pentru locuitori și pentru comunitate. Domn candidat, vă rog frumos, spuneți ce o să faceți și cu cine o să faceți. Bună seara! Bună seara! Sunt foarte bucuros să vă văd astăzi aici, împreună cu echipa MAN. Deci, noi, candidați la, în Consiliu și la funcția de primar a orașului Vatra, deja nu prima dată, noi suntem candidați în a treia oară, din 2015, din 2015, dacă ați observat, noi am făcut multe, despre asta vorbim mai târziu, dar acum vreau să vă prezint echipa MAN orașului Vatra și consilierii cu care o să lucrăm în continuare următorii 4 ani. De acord? De acord! Bine! Так, începem, da? De unde? Leu направо, справа налево, не важно. Где ч? Так, бин. Сабина Ботизат, кандидат ла функция де консильер Аурашлы Ватра. Серджу Гросу, держа в Афи отреля Уара Кинси кандидазы, он калитат де кандидат ла консилю Оршинезг Ватра. Мои департы. Перлуцкий Владимир, Данила Станислав Лафел Вафи, Атрея Уары, кандидат на функцию де консильер. Май департи. Первый Виталий. Ольга Григорицкий. Вероника Чибан. Петик Андрей. Анна Мария Палади. Думбрава Мариан. Фортуна Людмила. Ши. Дуамна Маргарета Палади. Каритоцла и Кунорсис. Дечи экипа ностры. Echipa noastră, eu cred că este una cea mai reușită, care este compusă de oameni care au experiență în diferite domenii, cum ar fi medicină, învățământ, administrarea în Consiliu, mai departe, director regiei comunale locative. Deci avem cadre care nu pur și simplu vin ca candidați, da, cei care au deja experiență, care ați văzut pe dânsii în lucru aceștia 8 ani și pentru asta noi vă mulțumim că ne-ați susținut în 2015, 2019 și astăzi nu ne este rușine să venim în fața dumneavoastră. Я только хотел добавить, что на самом деле людей вы знаете, люди очень компетентные, профессиональные, и самое главное, что каждый на своем месте знает свой участок работы, кто в образовании, кто в соцзащите, кто в здравоохранении, кто просто в управлении и так далее. И только вместе, бок о бок, можно добиться хороших результатов. И чечи есть и пати, инку фарти импортант. Noi spunem în felul următor, echipa contează tare mult. Și tare mult contează oamenii care au demonstrat că pot. Pentru că acum vin tare mult și promit de toate verzi și uscate, cosmos. Eu mă uit în municipii Chișinău, unul face metro, altul face tren, a treilea face electric prin prejur. Irălaș, честное слово. De asta e foarte, foarte important ca oamenii să fie la locul lor, să aibă experiență, să aibă conexiune cu terenul și să producă rezultate. Și oameni care deja au demonstrat că lucrurile pot fi făcute. Eu am să vă rog pe domnul primar în continuare să prezinte programul său de activitate împreună cu echipa, dar vreau să știți că noi ca municipiu o să fim alături, o să adăugăm cel puțin, așa am spus,
pentru Vatra, un pachet de 25 de milioane lei în care să existe proiecte de infrastructură mari, proiecte serioase, proiecte care să vină să îmbunătățească viața fiecărui locuitor și a, și a comunității în ansamblu. Vă rog frumos, doamne. Stimați locuitori, deci, în două cuvinte, e greu de spus, dar o să încercăm. Dacă ați observat, noi am construit un stadion mare frumos. Acum facem termoizolare, facem pavaj, am schimbat dale din cauciuc în grădiniță. În grădiniță, grădinița este dotată cu apă potabilă pentru copii. Avem aspiratoare, avem calculatoare. Deci, ceea ce ține de grădiniță, noi ne străim ca să fie la un nivel frumos, frumos. Este o singură grădiniță, întotdeauna este solicitată și dumneavoastră, când cum ați observat, în 8 ani noi am făcut multe pentru ca grădinița să ajungă la un nivel unde se dorește să vină copii la învățământ. La școală am reparat 8 clase, am reparat cantină, bibliotecă, am organizat sala de fitness gratuită pentru locuitorii orașului Vatra. Mai departe, noi am asfaltat străzile, cum ar fi Sergei Богза, Подгоренилор, Еминеску, Лучафору, Тенереции, Фонтаницы, Лакулы, Градинилор. Деч Лафелам и Чекутшам Демарат модернизарий иллюминатулы страдал, да, как обсерват. Инскур Тим посовем ши иллюминат реноват пистрада Еминеску, акума ундиной шесентем. Noi am instalat limitatoare de viteză ca să reducem viteza șoferilor care încalcă permanent. Noi toate terenurile de joacă sunt renovate cu dale de cauciuc, cu mobilier de afară. Mai departe, noi am reparat acoperișul la casa 41, la casa 39. În continuare, am dat în exploatare centrul de sănătate, unde acum, două săptămâni în urmă, am procurat aparat UZI. Deci n-a să mai trebuiască să așteptăm noi înscrierea în Chișinău, dar aparat UZI adus din America de ultima generație. Acum trece testarea și organizarea biroului, o să avem posibilitate. Vrem să deschidem și chiar și biroul de stomatologie. Obligatoriu, să nu mergem în oraș, să avem aici la noi orele de primire. La fel o să angajăm specialiști. La grădiniță obligatoriu ne gândim să organizăm un logoped. Copiii cu părere de rău greu încep a vorbi. Trebuie de muncit cu dânsii. Ceea ce ține, la fel, persoanele injetate, mulți chiar care sunt și de aici, de voi, din rândurile dumneavoastră, au primit prânzuri gratuite. Lunar, câte 10 persoane, îi ajutăm ca ei să aibă posibilitatea a mânca la timp. Prânzurile sunt gratuite, calde, parțial aduse la cei care nu pot deplasa cu mașina chiar a primăriei. Pe viitor, ce ne propunem? În continuare, modernizarea iluminatului stradal. Să lucrăm cu cânii vagabonți. Noi deja am sterilizat peste 150 de câini. Mai departe, vrem să renovăm la JEC, la regie comunală locativă, să procurăm o altă mașină specială pentru evacuarea gunoiului. Am procurat tractor, am procurat cisternă pentru a uda copacii și a spăla străzile orașului Vatra. Mai departe, noi ne propunem să amenajăm plaja orașului Vatra. Ca și în Chișinău, avem un exemplu în sectorul Sculeanca, ați văzut, vrem să avem și noi o zonă de odihnă. Toate aceste lucruri despre care vorbesc, ele pot fi realizate și materializate împreună cu municipiul Chișinău. Noi cu 2500 de oameni, 3500 de oameni cât suntem și 1000 peste hotare, o să ne fie greu de asta, cel mai bine, noi să ne alăturăm și să fim alături de candidatul la funcție de primar general, domnul Ion Ciban. Cu dumnealui, noi avem toate șanse să ajungem la o localitate unde o să vină și o să vorbească despre Vatra numai
lucrurile bune și frumoase. Cu Chișinău avem toate șanse. Dacă nu sunteți împotrivă. Noi de partea noastră tot vrem să fim utili unii altora și să îmbunătățim aici acasă la noi condițiile de trai. Și așa cum spun în Chișinău, sunt sigur că așa e și în Vatra, deci nicăieri nimeni nu va face pentru noi curat la noi acasă. Nu ne va aranja pe masă, nu va pune pe poliță atâta timp cât nu o să facem noi singuri. Nu o să vină din alte capitale, nu o să vină din alte țări. Suntem noi gospodari la noi acasă. Și dacă suntem gospodari, înseamnă că o să fie bine. Cum spune bunica mea și bunica dumneavoastră tot, cum ne-o așterne, așa și-o îndorni cu toții. Și noi suntem gata să așternem să fie bine pentru toată lumea. Și drumul să fie drum, și trotuarul să fie trotuar, și grădinița să fie modernă, și școala să fie modernă, și centrul de sănătate, așa cum spus domn primar, să aibă servicii diversificate aici, în, și agrementul să fie agrement, dacă este vorba despre zona de plajă de la, din localitate. Și tot așa mai departe. Sunt multe proiecte pe care suntem gata să le facem împreună. Mulțumesc!